Bună iubirici! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Azi m-am gândit să fac un video în care să vă spun 20 de lucruri despre mine pe care poate mulți dintre voi nu le știați. Am 42 de ani și 2 copii, pe Noah Andrei și Sofia Maria. M-am născut la Eforie, orașul meu de suflet în care l-am cunoscut și pe soțul meu, Lucian, singurul bărbat din viața mea cu care am împlinit anul acesta 23 de ani de relație și 12 de căsătorie. Când de la vârsta de 4 ani, când m-a descoperit Adrian Păunescu și a vrut să mă ia la București împreună cu familia mea, să mă mut practic în București, familia mea atunci nu și-a permis la vremea aceea să ne mutăm din Eforie. În scurt timp am ajuns în Constanța la Clubul Elevilor, acolo unde am activat foarte mulți ani, unde am cântat și Clubul Elevilor, o instituție cu care am mers peste tot în țară, unde am câștigat foarte multe premii muzicale. Părinții mei au murit când eu eram foarte tânără. Aveam 21 de ani, respectiv 23. Mi-a fost tare, tare greu. Cel mai mare regret al meu este că nu au putut să mă vadă mireasă, nu mi-au cunoscut copiii și că nu i-am avut lângă mine în momentele importante din viața mea. Mă relaxează foarte mult grădinăritul, mi-am dorit mult să stau la casă, să am o curte mare plină de flori pe care să le îngrijesc. Nu am o curte imensă, am o curte foarte frumoasă, intimă, îmi îngrijesc florile, plantele, le-am plantat cu mâna mea și împreună cu Lucian. Mi-aș dori să am și mai mult timp la dispoziție să pot să mă ocup de fiecare în parte. Ceea ce îmi place cel mai mult este primăvara, atunci când îmbuguresc toți pomii. Sunt Zodia Gemeni. Gemenii sunt cei mai de buni. Eu sunt veșnic la dietă, dar aș mânca oricând cartofi prăjiți cu brânză și sarmale. Sunt obsedată de curățenie, deși am ajutor în casă la menaj, n-am nicio problemă să iau cârpa și să frec podelele, să iau perița de dinți și să frec cuptorul de la aragaz. Vă mai dau conturi despre acest lucru pe viitor. Iubesc foarte mult animalele și am un cățeluș de 13 ani pe care îl cheamă Nino. Este un Yorkshire Terrier pe care mi l-a adus Lucian de Crăciun, într-un an de Crăciun, și mi l-a adus așa într-o gentuță mică, roz. Chiar dacă el e băiețel, roz, s-a nimerit. Era gentuța atât de mică încât mă gândeam, zic, ce-o fi mea, că a venit așa cu la spate, ținea, nu știa ce să facă cu ea, dacă să-mi arate geanta, era așa un pic timorat, avea emoții, de ce o să spun eu. Și când mi l-a dat și am văzut acolo o mugâldeață așa cât palma, am zis, Doamne, este cel mai frumos cadou de pe lumea asta și nu mai trebuie alte cadouri. M-a fericit complet atunci. Filmul meu preferat este Dirty Dancing. E unul dintre filmele pe care trebuie să le vezi măcar o dată în viață. Am o soră mai mare, așa că eu am fost cea mică răsfățată familiei. Nu suport verdețurile în mâncare. Nu pot să mănânc niciun fel de mâncare, dacă are pătrunjel, mărar, leuștean. Și să știți că dacă văd aceste lucruri în mâncare, efectiv fac așa. Nu am lentile de contact. Așa sunt ochii mei, se vede? Nu am nici silicoane, cea mai întâlnită întrebare și nici vreo altă operație estetică. Dacă nu eram cântăreață, mi-ar fi plăcut să fiu stewardeză sau designer de interior. Mamă, stewardeză, vă dați seama, și cântam ceva în avion, îi serveam frumos, cu drag, cu zâmbet, cum îmi place mie, așa mi-ar plăcea să fie toate stewardezele din lume, foarte deschise, cu umor, sociabile, să te servească frumos, cu zâmbet și cu voie bună. Anul ăsta mi-am descoperit și pasiunea pentru organizat petreceri cu tematică. După ce m-am ocupat de Ziua Sofiei, a ieșit superb. Ador să mă dau un roller coaster și în toate nebunile din toate parcurile de distracții din lume. Deci vreau să ajung în toate parcurile de distracții din lume, să mă dau în toate coțomediile acelea și dacă se poate să fiu prima înaintea tuturor. Să nu mai fie nimeni lângă mine, eu să fiu prima și eu să mă dau în toate. Îmi este frică de reptile, vroaște, șerpi și cocoși sau găini. Nu
vor să pun una pe carne crudă. Dar nu am ce să fac pentru că trebuie să gătesc în casă, trebuie să gătesc copiilor și bineînțeles și pentru mine. Mi-a fost greu la început, dar ușor ușor m-am obișnuit. Nu-mi place asta, dar asta e. Dorm cu dopuri de urechi și iarna îmi pun cele mai flaușate pijamale și le mai bag și în șosete. Și apropo de dopuri, de ce dorm cu dopuri de urechi? Am un somn foarte sensibil, am insomnii, adorm destul de greu. Nu mă odihnesc foarte bine, asta probabil din pricina meseriei mele, pentru că eu cânt foarte târziu noaptea, seara, ajung dimineața acasă. Mă rog, ideea este că dorm cu dopuri, pentru că se mai trezește câte un vecin care să, nu știu, să țipe, care să dea muzica tare, un câine care să latre tare, răspicat, câte un cocoș găină să cânte și mă trezesc imediat. Sunt o mamă cool, zic eu, mă cobor la mintea copiilor, dar cel mai important pentru mine este să-i cresc frumos, le dau o educație bună, să-și vadă lungul nasului, să fie modești și să prețuiască natura și tot ceea ce este mai frumos din natură. Cam atât mi-a trecut prin minte acum, dar aștept de la voi alte întrebări și poate facem un Q&A. Ce spuneți? Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube, dacă nu ați făcut-o deja, să-mi dați un like. Dacă v-a plăcut acest video și să mă urmăriți și pe Instagram unde vă arăt cam tot ceea ce fac și răspund la toate comentariile și mesajele voastre. Toate, zic așa, în mare, aproape toate. Vă pup pe toți!